perfect urmează în aceste clipe să intre, să pășească ca o divă adevărată în platoul Vorbelor Bune. Femeia de care tare mi-este dragă, pentru că este sinceră, adevărată, iar astăzi va veni și cu un colaj frumos de melodii de iarnă. Haideți să o primim cu brațele deschise pe Mariana Șura. Salutare! Mamă, ce frumoasă! Salutare și tu ca un foc de nea! Uite-te la ea, da? Parcă suntem dintr-un spectacol de iarnă. Da. Eu sunt cine? Cineva m-a asociat cu Chirița. Ți-a făcut compliment, da. Să numește, da? Da, tu ești ca o funguță. Funguță, da? Cu minte, care spune poezii de iarnă, da? Tu faci să ai o funguță, da? Acasă. Hai, mai ce e drăguță. Iar malai, da? Da. El trage căciula pe ochi când mai zic ceva ce nu trebuie să zic. Când ceva nu-i convine, da? Când ceva nu-i convine. Da, ai, e o rochie specială aici pentru iarnă, sau nu? Este o rochie specială, făcută în special pentru mine de o creatoare de modă. Cu ea deja colaborăm pentru a doua oară. A fost dorința mea să fie un pic un stil mai altfel decât mereu îmi fac rochile toate așa mai pe corp, mai mulate. Și este o ie lucrată manual, frumos, cu petre, cu tot ce trebuie ca să fie frumos. Nu știu dacă se vede de aproape. Da, se vede când ai filmat detaliat. Gata, totul. Detaliat totul l-ați luat. Deci mi-am dorit să fie pe această notă, dar la sfârșit de an, o noutate muzicală, și am zis să fac și un costum. De fapt, nu e rochie, dar e costum, e fustă și o hie. Da, această hie pot să o port și cu un bluc, de ce nu, dacă merg la un concert, ceva așa, un folk rock, de ce nu? Sau pot să o combin și cu alte fuste, deci e ceva care se poate de combinat. Și probabil că și fusta se poate de combinat cu ceva. Da, încă cu un top negru simplu. Da, cred că ți s-ar potrivi. De ce nu? Tu ai ce pune în top? La mine nu prea mai rămas. Poate și sus am ce pune în top, dar am și jos ce pune în top. Vezi că... Păi strângi bine, da, așa, cu un fel de două feluri. Dar, auzi, cum se zice, Dumnezeu, cuși ce-i dă? Unul îi dă mai sus, unul îi dă mai jos. Unul îi dă de sus până jos. Că deci, asta, da, da. Asta este. E bine, în fine, mai glumim și noi. Dar noi tot timpul glumim și asta îmi place tare mult la tine. Da, deci omul trebuie să aibă simțul umorului, pentru că asta este. În viață, uneori ori poți să faci haz de caz și de tine și de o situație mai haioasă, pentru că asta e viața. Și treci mai ușor peste lucruri, da, decât... Da, da, și dacă tot ziceam de acest costumaș, a fost gândit, adică anume pentru... Am gândit că dacă fac acest popuri cu care am venit astăzi la voi, îmi doream încă de anul trecut să-i dau o nouă viață melodiei Floare de Mălin, pentru că este melodia cu care m-am consacrat, mai mult m-au cunoscut mulți spectatori. Și am zis că mi-aș face așa un colaj, dar nu știu, că am foarte multe melodii pe care aș vrea să le reînnoiesc. Și zic că nu pot chiar într-o melodie să pun toate cântecele, dar zic, dacă tot e în prag de sărbători, încă anul trecut așa îmi venea ideea, poate să încep cu Sani cu Zurgălăi, după care urmează melodia Floare de Mălin și Ioane. Zic așa, niște melodii cunoscute, plăcute, care sper să fie pe placul vostru și al telespectatorilor. O să ne placă, sigur, pentru că practic cu fiecare melodie care vii aici, ești primită foarte frumos de către atât cei de acasă, cât și cei de pe internet, pentru că cei de pe internet sunt cei de peste hotare. Corect, în da, mare ei parte... privesc, dar vizualizările, majoritatea cred că sunt o parte bună. Evident că și noi cei de acasă, chiar și eu de multe ori când dispun de timp pot să privesc, dacă nu live, când e difuzată emisiunea, chiar și în reluare sau în acele posteri video pe care le puneți, așa că să știți că și noi interpreții, chiar dacă în direct sau atunci când este difuzată emisiunea, nu avem când privi, ne găsim atunci un răgaz înainte de culcare sau dimineața, după ce ne trimitem copiii la grădiniță. Când răsuflăm să... un pic ușurați? Da, să zicem, wow, eu chiar sunt liberă, wow, eu pot să fac ceva acum, să mă uit și eu în cronologia mea, cine și ce-am mai postat, dacă... da, cine și ce-am mai postat, ce-am mai scris, ce-am mai făcut, să nu zică lumea că am dispărut de la orizont. În această perioadă îmi dau seama că sunt și multe concerte, multe ieșiri pe la evenimente corporative, totuși cu darurile celor mici te-ai ocupat? Încă nu m-am ocupat, sper că Evelina nu se va supăra, de asta se ocupă evident că Moș Crăciun. Da. Noi am scris o scrisoare, scrisoarea este de o pagină mare, A4, da, pagină, unde sunt indicate toate doleanțele ei. Atât ale ei? Și a frățiorului. Apropo, asta mi-a plăcut cel mai mult, că și-a dorit foarte puțin pentru ea, accentuat că își dorește și pentru Adam daruri. Tot unul din daruri este motivul că
că nu le pot împărți, dar oricum că s-a gândit la el, deja e bine. A zis că neapărat și o rochie pentru bunica ta Bara, care e plecată în Canada. Au zis că încă mi-a spus așa, că i-am dictat și o scriam: o rochie stilată pentru frumoasă și stilată pentru bunica Tamara și să o punem frumos sub brad. Așa, cuvânt în cuvânt, ce eu scriam totul, da. Pentru tate, ce-ți dorești? Îmi doresc luminițe, că tate zice că îi trebuie acolo la servicii. Zicea el atunci, încă în prag de sărbători, când am scris cum, da. Îi doresc, ce a zis, că haine noi. Și pentru Adam, tot haine noi sub brad. Deci ea e foarte darnic la noi, la capitolul haine, pentru toți să fie. Și deja eu mă grăbeam, plecam la un spectacol și eu zic, hai, și gata, dar eu zic că... Păi și tu îți dorești multe daruri. Ce îți dorești, mami? Eu zic, mama, îți dorești sănătate. Și repede scrie, mami, sănătate. Și pun sub brad. Mama, sănătate, știm. Da, mami, sănătate, știm că restul cele materiale le facem noi, da. Așa să fie, să vină și moșul, să vină și pacea și armonia în familia voastră. De Doamne, iar și acum, la voi la fel. Da, iar acum în casă tot binele vă doresc vouă celor tuturor. Celor de acasă să le aduce și haideți să o admirăm încă o dată, așa, din cap până în picioare, pe frumoasa Mariana Șura, cea care vine cu un colaj de melodii adaptate și oferite într-o nouă manieră vouă celor de acasă. Sper să vă placă, distribuiți și ascultați și în seara de Crăciun și în seara de Revelion acest colaj frumos de melodii. Și floarea de tei.
cheamă măcar așa, că mi-e